Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft lumea youtuberilor. Astăzi o să-l facem pe maestrul Houdini, pe cățelușul nostru. Hai să vedem cu ce culoare o să-l facem. Să-l facem cu gold. Hai mă să-l facem cu gold, că merită și el, păi cum. Am pus aici ca să știu exact de unde să încep. Nu o să stau prea mult timp la nume, sper să-mi iasă bine. N-am mai filmat de foarte mult timp lumea youtuberilor și nu mai știu ce să fac. Deci ar trebui să fac un hash, ceva de genul, nu știu cât de mare să fie. Stai un pic, deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le facem până aici, ok, așa. Așa, bun. Hai că am început bine, numai la D sper să nu am nicio problemă. Pentru cine nu știe care e faza cu lumea youtuberilor, o să-i scriu numele, după care o să-i pun o poză cu el acolo. Am pregătit eu o mare poză cu el. Sper să-i placă episodul, nu știe că o să-l fac, abia aștept să văd ce zice și el. T-O. Dacă zice că nu-i place, direct peste el mă duc. Păi n-ai cum. Bun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sincer, nu știu al câtelea youtuber este, dar oricum am undeva în jur de 20 și pe această cale vă anunț că se apropie sfârșitul seriei. Hai să tăiem aici, că arată mai binișor. Și să-mi spuneți în comentarii dacă vreți un episod cu toți youtuberii pe care i-am făcut, să trecem din nou peste ei, să vedem ce și cum, pentru cine i-a ratat. Deci nu văd de ce ar trebui să-i ratați, trebuie să vă uitați acolo, am făcut playlist. Mamă, deci n-aveți cum să ratați playlistul ăsta. Deci H-O, acum un U. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bun, acolo sus nu ar fi trebuit. O scriu în cât timp o să-i scriu eu numele, ținând cont că n-am mai filmat de ceva timp. Să tai și aici ar fi mai frumos. Da, e mai frumos așa, bă, dar ce bine arată cu gold, acum am uitat și pe filmare, arată super fain. H-O-U-D. Hai să vedem, D-ul e singura literă din numele lui care mi-ar putea crea niște probleme, deși sper să nu. Hai că am eu o idee, facem ceva de genul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O să mergem și jos, facem practic un O pe care o să-l tăiem pe la colțuri. Așa, bă, dar nu se poate, bă, un episod să nu pun tot pe lângă, n-ai cum. Ok, și acum, știu că trebuia să fac ceva de genul, da, mai că mi-am adus aminte, perfect. Bun, ăsta e cel mai bun D pe care l-aș putea face. H-O-U-D, acum trebuie un I. Pentru cine nu știe, pe Nociv deja l-am făcut, o să vă las, adică vă las playlist-ul la sfârșitul episodului. Și să vă uitați acolo, l-am făcut și pe Nociv. Opa, am ratat aici unul. Mi s-o promie că e un pic cam mic. H-O-U-D-I. Acum trebuie un N. Am făcut două animăluțe. Cine știe, să mă fac mai și pe mine sau nu. Nu știu, asta rămâne surpriză dacă o să mă fac sau nu. H-O-U-D-I. Să vedem. Îți chiar curios, vreți să mă fac și pe mine? Să fie... grădina zoologică completă. Îl avem pe Nociv ratonașul, acum o să-l avem și pe Houdini cățelul. Cățelul. Bă, Houdini, bă, dacă nu-ți place episodul, nu știu ce mă fac cu tine. Vin peste tine direct. Pun așa ceva. Așa e că aici nu trebuia să mai pun. Da, așa e ok. H-O-U-D-I-N. Mai trebuie un I și o să revenim cu poza lui Houdini. Și se apropie sfârșitul seriei. Mamă. Bun. Deci cam ăsta este. H-O-U-D-I-N-I. Houdini. Apropo, pentru cei care nu știu cum se scrie, că am văzut că mulți oameni mi-au cerut să-l fac pe Houdini în comentarii. Cred că, sincer să fiu, a fost cel mai cerut YouTuber dintre comentarii. Mai ales la episoadele de pe la începutul seriei. Și mai nimeni nu i-a scris numele corect. Băi, deci este H-O-U-D-I-N-I. Acum ar fi tare să greșesc și eu. Deci ați înțeles, da? Nu, haideți că revenim cu poza. Și am revenit cu Houdinașul șef. Cam așa arată fratele Houdini în Minecraft.
Bineînțeles, arată foarte bine, exact ca nociv, așa fotogenic, frumos. Cred că e... Pot să-l pun pe locul 1 alături de nociv la cât de bine a ieșit sincer. Din cauza că este un animăluț. Hai să-l vedem și mai de la apropiere. Cât de mângura lui, nu! Aol! M-a mâncat Houdini! Băi, sincer, de la apropiere, poți să-ți dai cât de cât seama că ar fi un animal, un câine, datorită urechilor. Aici e zgarda lui cu hâț, hâț Johnule. Și cam ăsta e Houdini. Băi, sper că vă place. Mie mi se pare că a ieșit genial. I-am scris numele cu gold și acolo în stânga ai 5 gen cu diamond. Mamă, dar ce avem aici cât avere pe metru pătrat? Deci eu sper că v-a plăcut episodul, ne apropiem de sfârșitul seriei și am zis că trebuie neapărat să-l fac și pe Houdini pentru că, să fim serioși, este animăluț ca noi și a fost foarte cerut de către voi. Nu uitați de like, share, subscribe, comentariu, clopoțel, follow pe Instagram, Ovidiu.700. Vă mai uitați voi în descriere, acolo știți voi ce aveți de făcut, subscribe la toată lumea. În fine, noi o să ne revedem data viitoare, cel mai probabil cu ultimul episod. Salutare!